Băuturile alcoolice te pot face să vezi lumea cu alți ochi, la fel și drogurile. Imaginile devin neclare și distorsionate, obiectele se mișcă necontrolat, toate sunt dușmani pentru un șofer. Nu și pentru unii conducători auto care, după ce consumă ecstasy sau metamfetamine, aleg să conducă pe drumurile județene, punând astfel în pericol vieți omenești. Așa a ales să se urce la volan și un tânăr de 23 de ani din municipiul Slatina, miercuri, la orele prânzului. În ultimele 6 luni ale acestui an, polițiștii au depistat 7 astfel de șoferi irresponsabili, însă numărul poate fi mai mare. La data de 13 noiembrie anul curent, în jurul 12:40, un bărbat de 23 de ani din municipiul Slatina a fost depistat pe drumul județean 546 pe raza comunei Coteana, în timp ce conducea un autoturism, iar în urma testării cu aparatul drug test, testul a ieșit pozitiv. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Tot miercuri, în jurul orelor 22, un bărbat de 38 de ani din comuna Radomirești a fost depistat pe drumul județean 546 în comuna Sprâncenata, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 1,13 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.